niciodată să nu uitați că sunteți români. Bună ziua, stimați telespectatori! Continuăm seria de reportaje în cadrul Centenarului Unirii. De această dată mă aflu în una dintre cele mai mari comune ale județului Botoșani. Vom face o introducere în conținutul reportajului cu un scurt istoric, o așezare geografică a acestei comune, în care scop am solicitat sprijinul profesorului de istorie geografiei de aici, din Ungureni, domnul Traian Juravle, în momentul de față profesor pensionar, dar cu atât mai bine, dumnealui fiind la pensie, a avut timp să facă o actualizare a datelor geografice cu privire la așezarea, așa cum arostesc numele comunii unde mă aflu, comuna Ungureni. Cum vă spuneam, una dintre cele mai mari comune, dacă nu mă înșel, aș spune că este cea mai lungă comună din județul Botoșani, pentru că pornind de la calea ferată care intră pe raza comunei Ungureni dinspre Dorohoi, în zona Gării Vorniceni și până la limita cu comuna Dângeni, avem în jurul la peste 20 de kilometri lungime, ceea ce situează, cum vă spuneam, comuna ca un fel de record la nivel de județ. Dar să-l ascultăm pe domnul profesor despre așezarea geografică a acestei comuni, cu siguranță dumnealui ne va aduce în prim plan și o serie de elemente pe care noi nu le cunoaștem pentru că nu suntem familiarizați cu locurile de aici. Domnul profesor, deci în primul rând bună ziua și bine v-am găsit aici la Ungureni. Îmi cer scuze că v-am adus din liniștea pensiei de acasă, dar sper că dumneavoastră, așa cum ați făcut-o zeci de ani la rând în calitate de cadru didactic și ați predat generațiilor de elevi ceea ce le-a folosit în viață, o să faceți de această dată pentru telespectatorii emisiunii Lumea lui Rotundu. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii dumneavoastră. După cum ați precizat și dumneavoastră, comuna Ungureni este una, de fapt este comuna cu suprafața cea mai mare din toate comunele județului Botoșani. Are 13.602 hectare de teren, actualmente în termenii tehnici, folosindu-se denumirea de unitate administrativ-teritorială. Comuna Ungureni este situată în partea central-estică a județului Botoșani, este străbătută din punct de vedere geografic de paralela de 46 de grade și 50 de minute și latitudine nordică și de meridianul de 28 de grade și 48 de minute, longitudine estică, situată în plină zonă cu climat temperat continental. Comuna Ungureni, din punct de vedere al căilor de comunicație, este situată la intersecția drumului național 29B, care leagă municipiul Botoșani, centrul de reședință a județului, cu orașul Săveni și respectiv comunele de pe malul Prutului, și de la nord spre sud cu calea ferată Dorohoi-Iași. În acest perimetru, deci calea ferată și șoseaua națională,
Orientarea comunii este mai mult de la nord, vest, spre sud, est, cum ați precizat și dumneavoastră la început, are 20 de kilometri în lungime de la nord spre sud și 16 kilometri de la sud spre nord, adică de la vecinii noștri, comuna Unțeni, până în vecinii din partea de la nord, Săvenii, Vlăsânești, Petricani, care aparține Săvenii. Teritoriul comunii Ungureni, din punct de vedere geografic, este situat ca și cea mai mare parte a Moldovei, face parte dintr-o zonă geografică intitulată, din punct de vedere geografic, platforma sau câmpia Moldovei, care are două subunități. Aici unde ne aflăm noi se află denumirea geografică câmpia Jijia-Bahlui, care cuprinde teritoriile și a comunii Ungureni și până la malul Prutului. Geologic, aici a fost un teritoriu îndepărtat în era geologică precambriană, care era format de șisturi cristaline, roci dure, care se află la adâncimi de peste 1.000, 2.000 și chiar 3.000 de metri și care sunt acoperite datorită faptului că relieful în ierile geologice a suferit mișcări de ridicare și coborâri în termeni geologice, transgresiuni și regresiuni marine. Fosta mare, mai târziu sarmatică, a acoperit teritoriul Moldovei și s-au depus sedimente. Ca urmare, peste acest fundament geologic de șisturi cristaline s-au depus marne, argilii, nisipuri care au ajuns la suprafață și care au dat naștere treptat acestei unități de relief câmpia Moldovei. Domnul profesor, haideți să trecem la structura administrativă. Câte sate înglobează comuna Ungureni? Care ar fi cele mai importante și prin ce se deosebesc ele? Actualmente în administrația comunii Ungureni se găsesc 12 sate dispuse de la nord spre sud sau începând cu satul de centru de comună satul Ungureni, aici unde ne aflăm la liceul tehnologic se află satul Propenii Mari, spre nord se află satul Propenii Mici, Borzăști, Mândrești, Călugărenii Mari și Mici. Și în partea nordică a comunii este cel mai nou sat al comunii, satul Mihai Viteazu. În partea dinspre sud ne aflăm cu satele Sapoveni, Iepureni și Bicoleni. Din punctul de vedere al unității administrativ-teritoriale, satul Iepureni împreună cu Sapoveni și cu Ungureni fac toți la un loc un singur sat, satul Ungureni. Cele 12 sate dispuse de-a lungul timpului au făcut parte din comune diferite, că trebuie să precizăm și acest lucru. Începând de la prima împărțire administrativă în timpul reformei administrative a lui Alexandru Ioan Cuza, satele au aparținut de comune diferite, de Ștubieni, de Vlăsânești, de Mănăstireni. Ultima împărțire administrativ-teritorială din 1968, când februarie 1968, când s-au desfințat regiunile. Da, când s-au desfințat regiunile și raioanele, a dus la unificarea fostii comunii Borzești din partea din nord cu comuna Ungureni din partea de sud. Și a rezultat comuna Ungureni, care și atunci a fost cea mai mare și este și în prezent ca teritoriu. De remarcat că până la Revoluție, comuna Ungureni era și cea mai mare ca număr de locuitori, având peste 10.000 de locuitori atunci, la acea dată. Ca urmare, fiind și o unitate administrativă cu populație și o suprafață mare, a beneficiat și de un sprijin mai important pentru a-și realiza obiectivele economice, pentru a-și realiza căile de comunicații, dezvoltarea învățământului și așa mai departe. Domnul profesor, ca vă întreb acum ca profesor de geografie, care e baza de subsistență a populației de perioada comunii, pentru că fiind comuna amplasată undeva în centru spre est a județului Botoșani și pe câmpia Jijii, s-ar subînțelege că ponderea ar fi agricultura, baza ar fi agricultura. Într-adevăr, baza care asigură subsistența și existența populației este și a fost înainte, este agricultura.
Comuna dispune în prezent de peste 8600 de hectare de teren agricol. Aici este inclus și terenul care a fost înainte la fostele iaseuri și fostele ceapeuri. Acum acestea nemai funcționează. Proprietate privată în momentul de fapt. Privat, așa, este deținut fie de mici proprietari, fie de fermieri care au înființat unele ferme mai mari, unele sunt mai mici, altele medii, în funcție de posibilitățile economice a proprietarilor care au înființat aceste ferme și chiar de remarcat că în ultimii 10 ani s-au aplicat metode moderne de lucrare a pământului, se folosesc utilaje mai perfecționate, mai bune, se aplică îngrășăminte chimice, tratamente, dar au fost și încercări de agricultură biologică, bio, și producțiile au început să sporească. Ca urmare, deci în primul rând este legată de această cultivare a pământului, deci de agricultură. Cum stăm cu sectorul zootehnic? Într-adevăr, sectorul zootehnic a fost perioada de înainte, când a fost o perioadă destul de bună din punctul de vedere al efectivilor și al producției, a urmat scăderea, dar de o perioadă de vreme există fermieri care au, la ora actuală, beneficiind de fondurile asigurate din fondurile de dezvoltare pentru agricultură, s-au pus bazele unor ferme pentru creșterea animalelor cu efective mici și mijlocii, adică în jur de 50, 100, 150 de capte de bovine, mai bine stând la capitolul creșterea ovinelor, există mulți fermieri care au în proprietate privată peste 400-500 de capete de ovine în proprietatea lor, în special în zona satului Vicoleni, dar și a satelor Mândrești, sunt mulți fermieri care au asemenea ferme. Și care concurează cu succes cu cei din Unțeni, pentru că au și oi de rasă pe licele de calitate superioară. Într-adevăr, așa este, aici sunt oi de calitate superioară, au beneficiat de sprijinul de la ferma Popăuț cu rase Caracur și sunt în concurență, într-adevăr, cu Mănăstirenii, cu Unțănii și cu Roma pentru calitatea pelicelilor, pentru producția de lapte și, bineînțeles, în ultimul timp, dacă se va realiza programul și valorificarea lânii, programul național pentru valorificarea lânii pentru fermieri. Într-adevăr, numărul lor a crescut mult și a crescut și numărul efectivilor de ovine. Dacă mi-ați permite, aș putea da ca exemple fermieri cu număr mare de oi, Megheș Dumitru din zona Mândrești, sau Ciuc Adrian cu frații lui din zona Iepurienilor, care au proprietate fiecare peste 500 de ovine în ferma lor de creștere a ovinilor. Bineînțeles că lucrează și suprafețe importante de teren, integrând cultura agricolă, producțiile obținute cu creșterea oilor și chiar au și un număr însemnat de bovine, făcând un circuit integrat. Domn profesor, sintetizând, cum ați aprecia puterea economică a comunei? Aș aprecia ca puterea economică a comunei fiind bună la ora actuală, datorită atât acestor fermieri care este, cât și a preocupării administrației locale pentru a veni în sprijinul lor în realizarea a ceea ce își propun, fiindcă acești fermieri, prin proprietățile întinse de teren, prin animale pe care le au, contribuie la bugetul comunii cu sume importante din taxele și impozite. Și atunci este normal ca administrația să devină și lor în sprijin cu, bineînțeles, cu ceea ce doresc, poate nu tot ceea ce doresc se poate realiza, dar oricum trebuie să aibă permanent în vedere acest lucru, această cooperare. Da, stimați telespectatori, mulțumesc domnului profesor Traian Juravle pentru prezentarea geografică și economică a comunei Ungureni. Numai prin unitate și perseverență vom rezista. Niciodată să nu uitați că sunteți români. Economia comunei Ungureni este una bazată mai mult pe agricultură. Se pare că așa este, de vreme ce domnul primar, la solicitarea mea, mi-a recomandat să iau legătura cu doi fermieri vegetali reprezentativi pentru comuna Ungureni. Mă aflu la sediul
administrativ al unei astfel de firme. Patron, proprietar, este domnul Nicu Temciuc, inginer de specialitate, profesionist, cu veche experiență în domeniu și pe care, dacă vă mai amintiți, l-am mai filmat cu ceva ani în urmă, când Comuna Ungureni a fost lovită de un dezastru natural. Domnul inginer, suntem mai bine de jumătatea anului de producție vegetală. Acum vă cam uitați în buzunare, aveți ce vedea? Facem bilanț într-un fel. Bună ziua, în primul rând. Dacă ne referim la bilanțul anului 2018, încă nu putem vorbi despre acest lucru, datorită faptului că mai avem de recoltat marea, adică cam jumătate din suprafața cultivată, care este în culturile de floarea soarelui și porumb. Dar dacă mă refer la culturile din prima decadă, la grâu și rapiță, nu ne putem lăuda cu o producție record. Record, chiar după părerea mea, nici chiar la o producție bună, la o producție satisfăcătoare datorită secetei care am avut-o în primăvară, în lunile aprilie și mai. Producția la grâu și rapiță a fost diminuată cu cel puțin 40%. Da, punând așa una peste alta venitul cu cheltuielile, v-a mai rămas vreun bani economie? Dacă punem venituri cu cheltuielile și mai adăugăm și subvenția, considerăm că suntem undeva pe linia de plutire, dar suntem obligați să excludem unele investiții în tehnologie. Da, și începeți nou an agricol pentru culturile de primăvară, toamnă, trebuie arăturile, însămânțările, deci cheltuieli. Cheltuieli, iarăși o luăm de la capăt. Și prețul la combustibil crește și el. Prețul la combustibil a crescut, subvenția la motorină a rămas undeva la același nivel. Am avut ploi o perioadă, acum suntem vitregiți, nu avem ploi. Consumurile sunt foarte mari la înființarea culturilor de grâu și rapiță, având în vedere că există secetă. La ora actuală avem secetă. Pot să o declare și domnii de la Direcția Agricolă că există secetă la ora actuală. Se lucrează foarte greu, cu mult consum de motorină, nu se poate pregăti un pat germinativ. Prețurile, cum le vedeți? Că am filmat cu colegii ai dumneavoastră de la alte comune și spuneau că prețurile la cereale, cel puțin anul ăsta, datorită crizei din Europa de vest, datorită secetii de prin Italia, zona Greciei, la nivel internațional prețurile cresc. Dar colegii dumneavoastră spuneau că ori fi crescând acolo, dar la noi în România prețurile tot nesatisfăcătoare sunt. Prețurile au avut o tendință de creștere, dar nu în maniera să satisfacă inflația. Deci prețurile au avut o mică creștere, dar inflația s-a dus destul de... Inflația a mâncat creșterea de preț. A mâncat-o dublu. Da, da, spunea domnul guvernator Muguri Sărescu că pe luna iulie nu avem inflație, avem dimpotrivă o scădere a prețurilor. Ori când a venit acum Institutul Național de Statistică l-a contrazis. Dumneavoastră care sunteți oameni legali direct de aceste cifre oficiale, pentru că în raport de existența lor acționați. Da, domnul Mugări Sărescu probabil a vorbit fiind obligat politic să spui niște... Fiind chemat la câteva ședințe de premier și de Liviu Dragnea? În teren nu se reflectă așa ceva. Deci inflația este mult peste creșterea de prețuri. Domnul inginer, haideți să faceți un scurt istoric a firmei dumneavoastră ca să înțeleagă telespectatorii noștri cu cine stau de vorbă. Adică pe ce vă bazați dumneavoastră când faceți anumite afirmații? Firma mea înființată în 1994, deci este o firmă destul de veche, o firmă... Printre primele firme. M-am ocupat numai de agricultură de când am această firmă.
Profilul meu este agricol, acum, adică când am 5 ani de zile, adică când mi-am făcut silozurile, fac și un pic de comerț cu cereale, având în vedere faptul că mulți colegi de mea nu au depozitare și... Suferă din punctul ăsta de vedere și pierd. Suferă din punctul ăsta de vedere și pierd pentru că prețurile... sunt un pic mai crescute în momentul când ții marfa un pic pe stoc. Lucrez la nivelul firmei o suprafață de 1400 de hectare. Firma este dotată, de punct de vedere tehnic, cu toate utilajele necesare. Depozitarii există, forță de muncă. Aici este un mare, va fi o mare problemă. Este și acum, domnul inginer. Acum eu mă refer la firma mea. Va fi o mare problemă peste câțiva ani când am o parte din mecanizatori care sunt de vârsta mea, vor ieși la pensie și nu... Și n-au locuitori. Și nu văd din urmă tineri interesați să preia această meserie, care mie mi se pare că este o meserie nobilă, având în vedere că la ora actuală se lucrează cu niște utilaje performante, deci nu mai suntem acum 40 de ani, 30 de ani în urmă când se lucra pe tractorul U650 era un mecanizator... U650 universal! Da, era un mecanizator uns din motorină și de, așa din cap până în picioare. Nu, acum se lucrează la un nivel mult mai... Aproape computerizat bordul. Exact, aproape computerizat sau sunt utilaje care l-au computerizat complet. Câți angajați aveți, domnul inginer, în moment de față? Că văd că aici, la sediul administrativ, aveți mai multe birouri și sunt și oameni care lucrează la hârtii, deci trebuie să fie activitate în spatele lor. Corect. Păi, fără contabilitate, o activitate economică nu se poate desfășura, adică... Ba da, se poate, dacă suntem pe baricada cealaltă. Dacă o faci la negru, da. Nu, la noi nu avem... Nici n-am avut intenție niciodată să facem așa ceva. Lucrăm cu totul la lumină. Ce e a statului, e a statului, ce e a nostru, e a nostru. Totuși, câți angajați avem? Am 16 angajați. La sediul administrativ și personalul tot de lucru total? Personalul meu, 16 oameni. Cu 16 oameni lucrez. La 1400 de hectare înseamnă că aveți o productivitate foarte bună. Este. Productivitatea este bună. V-am amintit și adineauri că, datorită tehnologiei, productivitatea crește. Obligat. Domnul inginer, de ce a ieșit din atenția fermierilor cultura de sfeclă de zahăr? Cel puțin în județul Botoșani, puțin mai sunt care cultivă sfeclă de zahăr. Mai e primarul de la Cristinești, Stredie, care cultivă, pentru că el are și utilaje specializate pe profilul ăsta. Cultura de sfeclă până acum 3 ani, da, până acum 3 ani a fost o cultură profitabilă. Acum 3 ani, dacă nu mă înșel, chiar 4, sincer, nu pot să vă spun exact, în momentul când s-a scăzut prețul la sfeclă, atunci eu am fost cultivator de sfeclă. Atunci m-am hotărât să nu mai cultiv sfeclă, am făcut niște calcule, lăsăm subvenția la o parte, că subvenția asta un agricultor, un om de afaceri, niciodată nu trebuie să se bazeze pe ce va primi de la stat. Pe subvenția asta. În special pe relațiile cu statul nu se bazează. Nu te poți baza pe așa ceva. Faci niște calcule economice, pornim de la investiții, de la însămânțat, terminând cu recoltatul, prin defoliatul, foarte simplu, prin adunare și scădere. Și atunci vezi cu ce rămâi. Și asta, apropo de cultura sfeclă de zahăr, ca să îmi fie acoperit toate cheltuielile pe hectar, ar fi trebuit să obțin o producție de 50 de toni net de sfeclă, ceea ce este foarte greu. 50 de da, tine. Dar nu e imposibil. Nu e imposibil, depinde de în teren. Stele irigate e cam greu. Eu am obținut 62-63 de tone, dar am avut ploi. Totul depinde de... Da, avea jăjea aici la 100 de metri aruncătură, 200. Jăjea nu asigură necesarul
de apă, trebuie baraje, dar avem... Dar a fost ministrul agriculturii, domnul Petre Daia, și a spus că Jijia va deveni, va juca un rol foarte important în irigarea pe întreaga vale, cursul superior și mijlociu. Domnul Daia probabil nu știe debitul Jijii. Nu-i l-a arătat nimeni. Dacă tot ați deschis subiectul irigațiilor, avem la Vorniceni baraj făcut, baraj pornit de pe timpul lui Ceaușescu, 30 de ani s-a lucrat la barajul ăla și încă nu-i dat. Nu-i gata și nici apă nu a avut. Și nu-i predat la cineva ca să știe cineva cine-i stăpânul barajului ăla. Că la barajul a fost făcut inițial, scopul lui era pentru a atenua viiturile care vin. Corect, pe râul Ibăneasa, da. Corect. Acum nu înțeleg de ce nu-l termină, de ce nu-l dăm primire la cineva, de ce nu ar face o rezervă de apă acolo, că dacă ar fi așa ceva, eu aș putea să fac irigații pe 1000 de hectare din iazurile de pe Ibăneasa. Mă înțelegeți? Deci e o investiție care stă acolo și nu se profită nimic de pe urma ei. Pentru că nu profită nimeni. Păi, nu? De profita de pe urma ei s-ar putea profita de agricultură, de oameni ca dumneavoastră. Exact. Dar dacă nimeni nu profită să termine investiția, că ceva... Probabil, da, asta nu pot să afirm eu așa ceva. Da, corect. Suspiciuni. Da, sunt niște suspiciuni. Asta apropo de irigații. Domnul inginer, la ce recoltă vă așteptați la floarea soarelui și porumb? Având în vedere ploile care le-am avut în luna iunie, recolta de floarea soarelui și porumb va fi foarte bună. Aici va fi foarte bună. Deci scoateți și ce-ați pierdut la greu? E posibil să echilibrăm balanța comercială. Acum, nu trebuie să uităm că această cultură este în câmp. În câmp. Deci noi suntem siguri pe o cultură atunci când avem banul în cont. Nici barem că nu avem în magazin, că nu se știe. E foc sau Doamne ferește. Deci deocamdată e în câmp. La floarea soarelui, eu de atâția ani de când fac agricultura am prins fel de fel de momente. La floarea soarelui, dacă în timpul recoltării apar ploi, cum am avut în luna lui iunie, riscăm să pierdem peste jumătate din producție, pentru că nu se poate recolta, să intre în putrefacție, cad sâmburii de pe colet și ai terminat-o. Deci am spus că ce este în câmp acum este foarte bine, dar să vedem ce băgăm în magazin. Și cu porumbul? Porumbul, cultura e foarte bună. Seceta de acum nu-l mai poate afecta. Nu. El se duce spre maturizare. Spre maturizare... că efectivul hoților s-o cam diminuat, că am avut mari probleme, enorme probleme, acum 7-8 ani urmă, enorm. Furturile la vreme de noapte. Furturile, acum, cred că cu exodul ăsta, cu străinătatea, au plecat băieți și au populat pe acolo pușcările sau nu știu ce s-a întâmplat, că, sincer vă spun... De asta la Borzești s-au împuținat locuitorii satului. Probabil, sincer să vă spun... S-au cam diminuat furturile, că am avut mari necazuri. Da, domnul inginer, eu vă urez succes, să închideți cu bine anul de producție și să puneți ceva deoparte ca să aveți de unde investi și vă retehnologiza. Fim sănătoși. Da, stimați telespectatori, încercăm să mai contactăm un fermier, să vedem și poziția dumnealui. Din Plopenii Mari, de la domnul inginer Tâmciuc, am ajuns în localitatea Mândrești. Aici ne-a așteptat domnul Dumitru Mechiș și dumnealui fermier, dar pe lângă partea vegetală, dumnealui a îndrăznit să se ocupe și de sectorul zootehnic. Și o să aflăm noi la ce nivel de câștig a ajuns cu sectorul zootehnic, dar până una alta, haideți să vă fac cunoștință. Domnul Mechiș, bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Domnul Mecheș, haideți să o luăm cu ferma vegetală. Ce suprafață de teren gestionat? Gestionăm în jur de 300 de hectare de arabă și pășune. Anul ăsta grâul l-ați recoltat, cum ați ieșit cu el? Anul ăsta am recoltat grâul, jumate a bătut gheața, jumate am avut în altă zonă în care nu ne-a bătut gheața. Unde nu a bătut gheața, am avut o... Și ați ieșit în pierdere. Normal, ați bătut gheața așa noastră, mai cu 20% din ce trebuia să iasă. A rămas în pierdere, normal. Și despăgubiri ceva urmează.
Promisiuni sunt, să vedeți. Păi de promisiuni e plină lumea. Da, așa numai. Noi suntem învățați promisiunile și așa că nu ne așteptăm la nimica. Da, porumb, floarea soarelui? Am întors 80 hectare de floare și soia. Porumbul a fost bătut complet. A venit domnul Delibaș la Direcția Agricolă, a filmat, a văzut, se întoarce. În prima fază am întors floarea și soia, știind că plantele, floarea, dacă sunt ei ruptă, nu mai dă înapoi deloc, niciodată, chiar că dă, nu mai face, și soia la fel. Porumbul am stat încă 2 săptămâni, să vedem dacă va da. Într-adevăr, porumbul, avem un porumb extraordinar de frumos, acum, în momentul ăsta. Și floarea am întors-o, avem o recoltă foarte frumoasă. Să dea, și nu ne bată gheața, din nou, că în rest încolo, ca vegetal, stăm foarte bine. Da, deci sperați să recuperați ce ați pierdut la greu. Sperăm să recuperăm dacă ne ajută Dumnezeu și cultura este foarte frumoasă la acest moment. Haideți să trecem la partea de zootehnie. Am înțeles că aveți vreo 440 ceva de oi. Câte? Da, am 430 de oi. Am avut mai multe. Am mai vândut din ele astăzi, doamnă. Vom vinde și anul ăsta. În momentul când n-ai cui să vinzi lapte, brânză, pele, lână, în momentul este ești pierdut. Și cum nu aveți cui da laptele de oaie? Nu sunt procesatori în zonă? Până aveți la Săveni fabrică de cașcaval. Până anul ăsta, domnul Solomonescu a strâns laptele de oaie și nu a fost nicio problemă. Anul ăsta nu a vrut să mai ia nici el și nici domnul Toninu. De ce? Care ar fi explicația? Explicația probabil că au altă sursă de lapte din exterior și nu vor să mai ia de la noi. Cum adică aduc lapte din import să-l proceseze? Altă soluție nu este, că fabrica merge mai departe. Da, merge, dar poate merge numai cu lapte de vacă și o renunța la oaie când au cui vinde producția. Păi e și asta o variantă, pentru că în momentul când cumpără laptele cu 70 de bani... Litru de lapte de oaie, 70 bani? Păi da, are 4-5 unități de grăsime. Cel de vacă. A. Normal că tinde să cumpri cel de vacă așa, pentru că este foarte ieftin. Este cel mai ieftin decât lapte. Și ăsta de oaie cât îl plăteau? 2,40 lei. Da, e un pic. Dar, cel de oaie are altă grăsime, iar corect. Este dublu. Deci cel de oaie ajunge până la 8,2, iar cel de vacă ajunge la 3,5. Da, și în condițiile astea de laptele, nu aveți cum să-l dați la procesator, dar să-l închegați dumneavoastră, să-l vindeți caș, brânză. Noi am vândut, dar nici cei care mai iau brânză de la noi nu mai cumpără, pentru că zic că e un preț mic și... Deci nu e rentabil, nu e o afacere. Și noi am anul ăsta am ținut miei, că au zis că o să ne ia miei, să-i ducem la... Arabi. La arabi. În momentul când am spus mielul, în momentul când le iei de la mamă, așa, l-am lăsat la oi, să sugă până în luna iunie. A trecut și iulie și că încolo imediat au spus că au o ordonanță, că nu se mai poate da miei, că arabii nu mai cumpără miei, că au găsit o bolnavă, nu știu ce oaie, nu știu așa, și nu mai dă voie să cumpere miei. Am rămas cu miei și îi dăm de pomană. Dar spunea domnul ministru Daia când a venit la Botoșani că să aveți dumneavoastră miei, că dumnealui are atâtea comenzi în țările arabe încât nu le poate acoperi. Și cum ați rămas cu miei în curte? Domnul ministru a spus, dar nu s-a și realizat. Domnul ministru, dacă vrea să vină, poate să vină și acum că îi dăm miei. Îi dăm și acum, și în ziua de astăzi dăm miei. Dar... Să-i mănânce sau cum? Da, poți să facă friptură, dar nu avem cui să-i dăm. Deci noi am rămas cu miei, eu am avut 100 și vreo 50 de miei și m-a rugat de cineva să-mi ia. M-a rugat și m-a mai rog să mai dea, mai am vreo 40, mă rog să-i dau și pe ea. Că în momentul când leși un miel și îl iei de la oaie, el nu mai merge cum mergea, slăbește un, doi și nu mai caută nimeni. Dar nu abatorizează nimeni carnea de miel? Nu se folosește. Când are comenzi, deci trebuie să fii atent în momentul când să cauți abatorul și după aceea, în momentul când mielul are greutatea respectivă, atunci poate să-ți-l ia, dar numai când are comandă. Atunci. Da, bun, vreți să vindeți oile, să scăpați de ele când nu aveți la ce să le mai țineți, când nu câștigați. Dar ceilalți oieri, când comuna Ungurin sunt mulți oieri, ceilalți ce zic? Întrebați dumneavoastră, să vedeți dumneavoastră următorii 2 ani care vor urma, câte voi să mai fi în comuna Ungurin. Comuna Ungurin, cred că... Aveați efective de peste 10.000 de oi. Foarte mare. Garantez că nu durează 2 ani de zile și o să fie foarte mic. Pentru că oamenii
nu au cui să vândă. Deci nu au cui să vândă. Și așa vând cu un preț din nimic. Pentru că toți care vor veni să ia brânză, care vor veni să ia oi, care vin de la Constanța, vine în județul Botoșani. În județul Botoșani, având fiind foarte multe oi, prețul este foarte mic. Foarte mic. Foarte mic. Pentru că ei vin de acolo, vine la Botoșani, ia un mel cu 120 de lei și îl vinde cu 500 de lei. Da, domnul Micheș, aveți Asociația Crescătorilor de Oi care vă reprezintă. E un domn pe acolo, pe la Popouz, care iese și face isprăvii când începe a vorbi pe la televiziunile din Botoșani, ci afacerist el și cât de mult vă sprijină pe dumneavoastră, vă ajută și ce efective de animale au crescut la nivelul județului Botoșani. Poate ați auzit de Ionică Nichifor, nu? Am auzit, bineînțeles. Domnul Nechifor, el vede lucruri din, așa, cu vorbitul vorbește foarte frumos, normal, având omul și rând foarte multe interviuri și lucrând cu oameni. Știi, se mintă frumos și credibil. Frumos, vorbește foarte frumos, nimic de spus, dar la fapt e mai greu. Păi el a vândut oile de la Popout, a vândut și caprele. De ce? Nu l-a întrebat nimic. Pentru, atunci... Dacă merge atât de bine și atât de bine se descurcă și este un manager extraordinar de bun, de ce au vândut oile? Întrebare? Dar pe a lui le-au păstrat. De ce ferma nu merge atât de bine? Ferma la Popouz și nu merge bine? Păi ce mai meargă? Nu mai există ferma aia. S-au furat tot ce au fost de furat pe acolo. Am văzut că și acoperișul de la fânar nu mai este. Păi nu, că dacă nu mai e fân, la ce trebuie acoperiș? Un lucru care merge bine se vede. Deci se vede cu ochiul. Exact cum v-aș duce dumneavoastră acum la tarlaua mea, tarlaua asta a fost zero, a fost în pământ negru și vă arăt acum ce purum am. Sau vă arăt ce floare am întors eu și cum este acum. Aia pot să vă arăt, să vă uite, asta e tarlaua mea de soia, a mea verificată, să vă arăt cum este acum. Aia pot spun că să demonstrez că eu mi-am dat interesul și am făcut ca la carte. Atât timp cât tu nu-ți faci treaba de vorbit, vorbești foarte frumos, asta e altceva, e altă problemă. Poate sunt foarte mulți oameni care nu știu să vorbească, dar fac mai mult decât ca el. Da, domnul Mecheș, la cât se vinde oaia? Și cui vindeți? Aia care le cumpără? Data de 25 se expiră, adică cele 90 de zile, 100 de zile de la depunerea serii la apia. Așa se expiră acum, pe 25. Avem de vândut oi. Vor veni intermediarul și o să spună, vă dau 120 lei pe oaie. Așa de puțin? De Arda și pe ăștia. Deci nu credeți dumneavoastră că o să vin și o să spună am venit la domnul Mecheș, poftim, uite, eu îi dau 20 de lei, asta 25 de lei pe oaie și... Nu, nici vorba. Păi, dar dacă tăiați și vindeți carnea, a câștigat de 3 ori mai mult. Decât 120 de lei de oaie. Dumneavoastră că oamenii, nu toți, nu toți se repet să cumpere. Ei nu înțelege că carnea de oaie este mult mai bună ca cea de porc. Dar noi trăim timpurile astea, cum, da? Au foarte multe oi, deci nu duci lipsă, Botoșani nu duci lipsă de carne. Înseamnă că minte și ne spune că vrea să mănânce mâine o oaie și nu poate să o cumpere. Nu, da, există. Dar domnul Micheș, domnul ministru Daia de 2 ani de zile promovează oaia și dumneavoastră spuneți că nu mai aveți cum să creșteți oi? O promovează, noi mulțumim pe care asta cu el, o promovează, dacă ar fi singur. Vă spun și cealaltă variantă, dacă ar fi singur, sunt convins că, dar nu depinde numai de el singur. Păi dacă, deci domnul ministru Daia, nu pot să spun că nu au făcut ceva, dar cum a fost domnul Daniel Constantin, vă dau un exemplu, pe care l-am văzut la televizor și spune așa, cine a avut de cumpărat teren, au cumpărat până acum, deci când era el. Asta că este un cuvânt spus de un ministru al agriculturii care ar fi trebuit să încurajeze pe cei care cumpără un teren, el nu știe cum să cumpără un teren. Având în vedere că vine un investitor străin cum avem noi la Mănăstreni, care ăla are un sac de bani și nu se uită, spune, cât îți dăm domnul Mecheș pe arendă ție? 700 lei. Eu ți-am dat 9, îmi lești terenul mie. Hai să vă descurcăți. Deci asta e concurență neloială. Normal, dar el este avantajat. Pentru că în momentul când el are 15.000 de hectare de teren, înțelegi pe așa, și el n-are un leu profit, dumneavoastră îmi spuneți cum e posibil. Dar pentru ce mai face străinul ăsta investiția la noi dacă nu scoate profit? Care e interesul lui? De ce nu a întrebat unii bani? Nimeni? Să credeți dumneavoastră că în momentul când mă caută pe mine care sunt un mic
începător, care nu începător, câțiva ani am de când sunt aici, mă întreabă în fiecare zi, să văd dacă îl întreabă pe el. Eu nu știu cum să iau un teren în arendă ca să nu-mi scape din mână. În ce sens? Fac împrumut în bancă, am avut un client care n-a avut și am împrumutat în bancă, avea 10 hectare la Iași și am făcut împrumut în bancă, am ajuns în ziua de astăzi. Pentru că când tata mea s-a dus la colectiv, aveam 6 ani. Ne-au pus pe toți în căruță și ne-au dus la pământul lui. Au luat via de acolo și au scos-o acasă. Plângea și au ascuns sania în niște strujeni, ciocani, ca să nu o dea. Și acum când văd că este singura țară din Europa care vinde terenul. Prin sub alte forme. Când am voie să-l vând lui X, îl vând. Noi am vândut terenul, că e asociat cu nu știu cine, până am vândut tot. Dar este lege prin care guvernul are dreptul de a cumpăra el întâi terenul și dacă nu cumpără guvernul, se ia străinii. Să-mi arate guvernul câte hectare de teren au cumpărat. Niciunul până acum. Aia e întrebarea. Dar nici pe noi nu ne-a ajutat. Așa a spus domnul Ponta, că ăștia sunt chiaburi, iau bani din agricultură. L-aș ruga să vină lângă mine, dau 2 ani de zile terenul, să-l cultivi el. De asta au pus impozitul pe venitul agricol, că sunteți chiaburi? Da. Să-l văd dacă mai merge la mare sau mai merge în Dubai. Dacă mai merge vreodată, să spune cuțul mie. Da. Bun, domnul Mecheș, mulțumesc frumos, stimați telespectatori, ați putut vedea și un alt fel de fermier care a vorbit realitățile, fără să cosmetizeze rezultatele muncii și care este ancorat în problemele curente și nu a discutat din biroul lui Ionică Nichifor de la Popăut sau din biroul ministrului Petre Daia de la București. Mergem la un alt om de afaceri de aici, din comună, am înțeles undeva la Iepureni, să vedem și dumnealui cu ce se laudă. De la Mândrești, de la domnul Mecheș Dumitru, cel care s-a plâns că nu-i merge afacerea cu oii, ne-am îndreptat spre Iepureni, unde există un oier renumit aici în zonă, cu experiență în domeniul oieritului, și să vedem dacă și dumnealui este de aceeași părere ca și domnul Mecheș în ceea ce privește creșterea în momentul de față a oilor. Este vorba de domnul Adrian Sauciuc. L-ați mai văzut la lumea lui Rotundu cu ceva ani în urmă. Între timp a mai îmbătrânit și dumnealui, am întinerit eu. Cum e domnul Sauciuc cu oile în momentul de față? E greu. E greu că... Câte oi mai aveți în primul rând? 1000. 1000? Da. Domnul Mecheș se laudă cu 430, dar auzesc că le vinde că nu mai poate. Eu nu le vând, le fac gard electric, le văd cum le fac, nu le vând, nu pot să le vând, dar e foarte greu. Luați-le și pe a lui în condițiile astea. Nu pot, nu, că am a mele de stoi. Dar ce nu merge, domnul Sauciuc? Ce nu mai funcționează în creșterea oilor? Nimic, nici laptele, nici brânza, nici oameni, n-ai niciun om, nimic. Absolut, nimic nu mai merge, nu că nu merge, nu mai merge nimic. Dar nici nu putem să le vindem, să rămânem fără ce. Laptele, până acum am înțeles că lua firma Solomonescu, acum nu-l mai e nimeni? Am dat la domnul Tonino. La Tonino. Da. Și Tonino de ce nu mai e? Nu mai e, că e puțin și nu lucrează fabrica lapte cât e puțin. Când a fost mai mult, o luat. Gata. Dar ce înseamnă puțin? Nu dau oile lapte sau cum? Nu, se împuținează de acum, că e spre toamnă. Bun, scade lapte la mulsoare. Da, da. Cât mulgeți la zi acum? Acum 120-125, dar avem 300, 400. Da, o singură mulsoare pe zi? De două ori. Și la două mulsoare 100 și ceva de litri? Da, da. Păi, dar nu sunt toate cu lapte, avem cu miei, avem stări. Nu, dar cât, lăsăm deoparte miei și alea sterpii, cât e cu lapte? Vreo 500 și ceva. 500 și ceva și tot nu e lapte. Dar acum anul ăsta nu vă mai puteți plânge că n-au fost furaj? Nu de furaj, nu de furaj. Furaj avem, poate o să mergeți, o fugă și o să vedeți ce avem în câmp. Am 48 de ore, n-am închis un ochi, am fost, l-am balotat toată noaptea, toată ziua, acum cărăm, dar e foarte greu și aș ruga pe calea asta, dacă dumneavoastră ați ajuns până la mine, pe autoritățile statului, PSD-ul chis la putere în general, să nu mai dea bani din banii noștri, doar din banii noștri dă la ăștia cu ajutorii sociale. Doar n-are, statul n-are bani, statul e de la noi și le dă lor. Ca să nu muncească. Ca să nu muncească. Păi de asta. De asta statul e de la noi și le dă lor. Dar într-o bună zi noi nu o să mai avem și ce o să facă și cu dânșul. Bun, și în condițiile astea, în momentul de față, laptele n-aveți cu el, da, lână nu mai ia nimeni de mult timp. Mie am înțeles că a căzut afacerea cu arabii. Da, da, nu avem cu ei da nimic. Câți mei avem? Nu am ei, 200 de mieluți. Ați scăpat de ei? Nu, am 200 de mieluți în sămânți, că atât am lăsat. A, i-ați lăsat pentru reproducție. Da, acum, la sfârșitul lunii, la august, scotem reforma și rămân tineretul.
Da, domnul Sauciuc, l-aveți pe domnul Ionic Nichifor, președintele Asociației Moldovis de creștere a oilor, care se laudă ori de câte ori are prilejul pe la televiziuni, să spună cât de mult îi ajută el pe oierii din județul Botoșani. Sigur că îi ajută, că Ionic e un băiat deștept, dacă n-ar fi Ionic, ar fi mult mai greu și mai rău. Nu ne-am mai luat nici bani, nici așa, am avut mulți probleme cu așa, s-au dus la ministru, s-au zbătut pentru noi. E un băiat foarte isteț. Da, dar în condițiile astea, spunea domnul Miechiș, domnule, eu am rămas cum ei, nu mai am cui să-i dau, spunea că îi dă la arabi și acum nu-i mai iau arabi. E, mai sunt și rătășiți ăștia, că nu stăți, mai sunt câte unul, doi și de ăștia rătășiți. Care mai printre oieri. Da, mai rămân în urmă, n-ai ce faci. Deci, bun, bun, el a rămas în urmă și vinde oile, dar dumneavoastră nu vreți să vindeți oile, dar spuneți că tot prost merg. Tot prost merg, dar nu pot să le vând. Că eu cu ele m-am născut și cu ele vreau. Bun, e o tradiție în familie. Da, da. Și de asta nu le vând. Chiar dacă le facem gard, sunt băieți deja care și-au făcut gardurile electrice cu două rânduri de fir și le ține și... Bun, dar gardul electric nu ține loc de venituri financiare. Gardul electric ține oile să pască într-un anumit perimetru. Da, și de exemplu eu dacă am țin 1000 de mame, lăs 1000 de mei. Și când ar să vie să o să-i dau, o să-i dau. Tot o să iau ceva pe ei, nu? Da, dar până atunci trebuie să cheltuiți. Vom vedea ce-mi face. Înseamnă că aveți rezerve. Ca bunicul. Bunicul a spus că când s-a fost în război, s-a spart frontul sau nu mai știu. Cam așa ceva am povestit. Așa spune generalul, un băiat de ștept, le-a spus, băi, de ieși încolo pe cont propriu. Care trăiești, trăiești, care moare, moare, așa și noi. La Codri Pașcaniul s-a spart frontul. De ieși încolo și noi. Care rămâne, rămâne, care nu, abator, numai abator ni scapă. Da, bun. Care-i perspectiva? Ce vedeți dumneavoastră că se poate întâmpla în viitor, totuși? Că nu sunteți singurul oier din județul Botoșani. Sunteți numai aici, în comuna Ungureni, câțiva care aveți sute de oi. Sunt, dar nu este niciunul județul Botoșani să ai mai mult. Decât are Sauciuc Adrian de la Iepuren. Și nu, că eu, dar mai suntem încă trei frați, deci noi toți patru, suntem patru frați, toți patru avem 2000 și vreo 300 de oi. Nu are nimeni în familie așa ceva. În județ nu aveți perechi? Nu, nu, nu. Dar e foarte greu. Dar cum vedeți să rezolve totuși problema? Lâna nu se mai ia de câțiva ani buni? Am pus-o în saivan, tot la dos, că o să o predăm, dar nu știu. Dar nu faci molii? Nu, nu, dar e de anul ăsta. De anul ăsta. Da, toată este la dos pus, să o predăm undeva, dar unii îmi predau, nu știu. La noi nu este centrul de colectare la Botoșani. Da, cu ani în urmă veneau turci și luau lâna. Acum de ce nu mai iau ăștia? Nu mai au nevoie? De unde să știu eu? Cred că nu mai puneau, o puneau la diguri. Nu mai, nu vedeți, merg în caș în piață. Pe timpul ăsta se căuta cașul să vinde, nu aveai caș cu ei să vinzi, nu era caș. Acum stă cașul în piață, nu mai cumpăr nimic. Cât e kilogramul la caș acum? Pe piață 160-150, dar noi ca la angro, ca să nu stăm, când să o dăm cu 120-130. Deci 12-13 lei kilogram. Da, da. Și nici așa n-aveți vânzare. Nici așa, și așa e greu. Bun, și nu există metode să o conservați, să o puteți da la marketuri, la supermarketuri, la vânzare, să o faceți telemea cumva sau... Nu, e greu, nu ce primești, nu vedeți ce au făcut, nu, e foarte greu să ajungem noi acolo. Deci pur și simplu sunteți legați de mâini și de picioare, iar pentru faptul că aveți o tradiție în familie cu oieritul, țineți oile, dar câștig ioc. Câștig nu. Avem și alea de pământ și mai scotem de la pământ, mai băgăm în oi, mai scotem de la oi și băgăm în pământ și tot mergem înainte. Am și 30 de vaci. Bun, cu vacile, laptele le iau procesatorii, bănuiesc. Da, dar preț prost. Adică cât plătesc? 10 bani, un leu. Și e cât vând cașcavalul? La cineva două bucățele de cașcaval de unză, 400 de mii. 40 de lei, adică? Dar nu kilogramul. 300 de grame bucata și 300 de grame, 40 lei. Dar probabil e cașcaval, nu? L-au mai fi pus praf de aur prin el. Cred că. Cine știe, ei știu. Domnul Sauciuc, eu vă urez succes în continuare. Pasiunea e nobilă, e frumoasă, tradiția în familie și să sperăm că guvernările viitoare vor deschide portița și pentru sectorul zootehnic. În momentul de față cu porci avem pestină asta africană, pesta africană, la oi. Oi s-o găsești la oi, nu știu nici tot așa spun. Da, și s-a oprit exportul la arabi, cum ei, la vaci. Iarăși vaca nebună sau ce boli mai sunt. Și într-o zi nu mai avem nimic. Ne omoară porci, ne omoară vitele și oile și gata, plecăm. Iar noi ne ducem în Occident slugi. Da. Asta urmează. Stimați telespectatori, râdem, glumim, dar situația este total dificilă în economia agrară, mai ales pe partea de zootehnie.
Ați văzut și dumneavoastră ce a declarat domnul Mecheș Dumitru de la Mândrești. Bun, dumnealui e mai puțin experimentat în domeniul ăsta, dar domnul Sauciuc Adrian este un expert, nu poate fi pus la îndoială capacitatea dumnealui organizatoric în domeniul OIRIT-ului. Dar o duce greu pentru că guvernele pe care le-am avut, inclusiv cel prezent, nu au gândit o soluție de valorificare a produselor animaliere la un preț care să stimuleze creșterea animalilor. Iar pe deasupra ne-am mai pricopsit prin țara asta cu pestă, cu ciumă, cu mai știu ce alte boli, numai ca să nu putem să ne dezvoltăm acest sector de bază, aș spune eu, al agriculturii. Numai prin unitate și perseverență vom rezista. Niciodată să nu uitați că sunteți români. Domnul profesor Vasile Batâr, în momentul de față și dumnealui pensionar, profesor de matematică, a fost și primarul Comunii Ungureni în mandatul 1996-2000, dacă nu mă înșel, din partea liberalilor a fost primar dumnealui. Dar, deși profesor de matematică, așa cum suntem noi obișnuiți ca fiecare să avem câte un hobby, domnul profesor s-a dovedit a fi pasionat și de istorie. Așa că o să discutăm un pic cu dumnealui despre aspectele istorice ale Comunii Ungureni, adică să trecem în revistă ceea ce este mai important de reținut de către dumneavoastră. Domnul profesor, cum v-ați simțit când ați fost primar și cum vă simțiți acum când sunteți pensionar? Relativ bine și atunci așa cum. Am avut prilejul în acea perioadă cât am fost primar să fac ceva pentru comună, când ideea asta am și candidat la primărie, crezând că pot face mult mai multe lucruri decât din postura în care eram la școală. Ați fost primar liberal? Când nu mai rețin exact. Exact. Primar liberal am fost din partea Convenției Democratice, eu fiind liberal. Sigur, a fost o perioadă foarte dificilă, acea perioadă, pentru că venea După o guvernare nefericită? Da, și după aplicarea legii 18, care au creat o serie de probleme care nici până la ora actuală nu sunt bine puse la punct, dar am încercat să facem ceva pentru oameni și pentru comunitate în general. E o atenție deosebită în perioada aceea, ținând seama că nu erau surse de finanțare la dispoziție, cum sunt acum sursele europene. Baza era numai bugetul local, care era destul de subțire și depindea în foarte mare măsură de contribuția pe care ți-o adusea Consiliul Județean prin repartițiile pentru completarea bugetului. Am încercat atunci, din fonduri proprii, să cărpăcim pe aici, pe acolo. Practic, cred că ăsta este cuvântul cel mai potrivit, să cărpăcim. Că de realizat mari realizări n-am putut să facem. Da, domnul primar, v-ați legat numele de o realizare care a rămas în memoria colectivă a comunității ungurenilor. Să spună, asta e realizarea domnului primar Batâr. Da, aș menționa faptul că în acea perioadă, Comuna Ungureni a fost printre primele comune din țară care au ținut finanțare de la Fondul Român de Dezvoltare Socială, prin care am reabilitat un drum ungureni de la Iepureni la Vicoleni, un drum extraordinar de prost în acea perioadă, în care nu se putea, pe timp de ploaie, nu se putea ieși decât numai cu cizme, fără nici și faietoanele nu puteau. Primăvara și toamna era izolat Vicolenii. Vicolenii erau complet izolat. De asemenea, tot pe FRDS am reușit o finanțare pentru reabilitarea unui cămin cultural la Călugărenii Vechi, în care am schimbat acoperișul și ceva la fațadă. Fondurile foarte mici și, ce important, foarte reticenți erau cei cu finanțarea, pentru că erau primele finanțări și foarte, foarte greu să... Nu existau experiență în domeniu. Exact, da. Astea ar fi realizări, alte realizări așa mai importante este că
Am reabilitat școlile toate, atât cât s-a putut, Căminul Cultural de Centru, de la Ungureni, și am reparat toate acoperișurile de la fostele ateliere școlare, care au fost lăsate în parajină după Revoluție, ploua, se dărâmau, practic. Grație doamnei ministru Ecaterina Andronescu, care a zis că nu mai sunt utili societății școlile profesionale și de meserii. Domnul profesor, haideți să ne întoarcem un pic la istoria localității comunii ungureni. Care ar fi cea mai veche localitate, așezarea cea mai veche atestată documentar? Pentru că aici aveți o diversitate de sate care au fost foarte bine surprinse de un mare om de cultură pe care l-a avut comunii Comuna Ungureni, Eugen Nicolau, dar o să ajungem noi să vorbim de personalitatea lui Eugen Nicolau. Acum dumneavoastră vorbiți de partea istorică. Bine, multe n-aș putea să spun, adică foarte... Dar nu intrăm în date istorice ca de natură arheologică, atestări materiale, cercetări arheologice și documentare. Așa, o imagine de ansamblu, ca telespectatorii să-și formeze o părere despre respectul istoric al acestei comune. Da, dintre localitățile comunii Ungureni, care acum sunt în număr de 12, mai vechi, chiar și atestate documentar, ar fi satele Călugărenii Vechi, cum se numesc acum, Călugărenii Vechi, peste 500 și ceva de ani atestare documentară, și satele Vicoleni, de asemenea Plopenii Mari. Satul Plopenii Mari, de exemplu, se numea Dumeni, mai târziu a primit denumirea de Plopeni și apoi Plopenii Mari, ca să diferențieze de o altă localitate în apropiere, Plopenii Mici. Astea ar fi satele cele mai vechi din comuna Ungureni. Și cel mai nou ar fi Mihai Viteazu. Cum a luat ființa această localitate, acest sat? Mihai Viteazu a luat ființă prin realocarea celor care au venit din Ucraina și Moldova. Zona Galiții în special. Da, și care li s-au stabilit teritoriul aici ca să-și întemeieze vatră de sat. Foarte multe familii, foarte multe persoane au primit cu acest prilej, acum după Revoluție, drepturi materiale pentru bunurile lăsate înstrăinate pe teritoriile Ucrainei și respectiv Moldova. Dumneavoastră sunteți consilier local acum? Da. În calitatea dumneavoastră de consilier local. Aici, în general, cei care nu sunt familiarizați cu comuna Ungureni, îl încurcă, pentru că ungurenii, satul propriu-zis, e pe partea cealaltă a malului de Jâjii, noi ne aflăm aici în Plopenii Mari, după aia apar Plopenii Mici, iar lângă Ungureni, satul Ungureni, mai aveți un sătuc bătrânești, dacă nu mă înșel. Lângă satul Ungureni, da, era un cătun care se numea Crișan, în partea, de fapt, comuna Ungureni, actuala comuna Ungureni, se compune din sate care au fost pe teritoriul altor comune. A fost comuna Borzești, tot ce era pe partea stângă a Jijiei, și comuna Ungureni, care era partea cealaltă. Da. Satele au fost, de-a lungul anilor, au aparținut la comuni diferite, inclusiv la Știubieni, la Mănăstireni, la partea asta la altă, deci Călugărenii la Mănăstireni, la Vorniceni, o parte. Deci, în prezent, deci este o singură comună, partea dreaptă a Jijiei, Ungurenii, este formată, de fapt, din mai multe sate. Au fost Crișanu, Ungurenii propriu-zis, Sapovenii și Iepurenii. Toate aceste patru sate, pe vremea înainte de Revoluție, erau cunoscute sau așa ca fiind satul Ungureni. Da, bun. Mulțumesc și domnului profesor Vasile Batâr pentru prezentarea
comunei ungureni, atât din punct de vedere administrativ din perioada cât dumnealui a fost primar, cât și o incursiune în istoricul acestei comune, și încercăm să îl contactăm pe domnul director de la Liceul Tehnologic de aici, din Plopenii Mari, unde ne aflăm și filmăm. Fac precizarea că noi filmăm în sala punctului documentar al Liceului Tehnologic, iar cu domnul director vom încerca să abordăm, așa cum v-am obișnuit, infrastructura școlară la nivelul comunei ungureni. De data aceasta pornim invers cu infrastructura și după aia o să ajungem noi la domnul primar să vedem ce ne spune dumnealui. Dumnealui nu o să aibă de unde cunoaște ce declară directorul, așa că s-ar putea să apară o serie de neconcordanță. Vedem noi.